Astăzi voi face un nou tutorial pe acest canal și anume este vorba despre o horă lăutărească, Hora Fericirii, după cum ați văzut în imagini. Este o horă făcută de mine, care mie îmi place foarte mult, o iubesc enorm de mult. Sper să vă placă și vouă. Am să vă las și hora în descriere jos, dacă vreți să o ascultați toată cu drag. Și pentru celelalte părți, dacă vreți să continuăm această horă, aștept comentarii de la voi. Păi și ce să zic? Hai să începem, nu? Hai, vă pup! Bun, și acum am să o cânt rar. Hora este din sol major, după care o voi cânta mai rar și mai explicit. Acum încercăm mai rar și am să încerc să vă explic stilurile. Primul stil, da? Mai departe. E același stil, doar că diferă degetația, da? Același stil și aici. Acum plecăm cu 4. 4, 3, 2, 1, 3, 1, 2. Patru cu trei. Mai departe. Glisando după la. Doi, trei, patru, da? Iar glisando, 2, 3, 4, schimbăm cu 3, mai
3, 4, 2, 3. La stilul ăsta, da? Patru, trei, doi. Stilul ăsta l-am făcut mai înapoi puțin. Trei cu patru. Deci... Deci 5. Deci 5. Acum iar de la început. Dar a doua oară vine după si, da? Nu mai e după sol. Vine arpegiu. La fel. La fel. Și acum la sfârșit. Dragii mei, eu vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de mine până la sfârșitul clipului. Dacă v-a plăcut și ați învățat ceva din lecția de astăzi, nu uitați să dați și voi un share și un like și să vă abonați la canalul meu dacă încă n-ați făcut-o. Eu vă pup și ne revedem în următorul video cu celelalte părți ale horei.